Bună seara, sunt Sorina Obreja și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Astăzi se împlinește un an de când 7 profesori turci de la Liceul Orizont au fost expulzați din Moldova. Nici până acum familiile lor nu înțeleg ce s-a întâmplat atunci, dar încă speră să-și facă dreptate. Abia la un an de la expulzarea pedagogilor, procuratura anunță că a reținut prima persoană care ar fi implicată. Este vorba de fostul șef adjunct de la SIS. Andrei Năstase va lăsa fotoliul de ministru pentru a încerca să-l obțină pe cel de la primăria capitalei. Maia Sandu a anunțat că el este candidatul blocului acum la alegerile locale. Un bărbat a murit, iar 6 persoane, dintre care 2 copii, au ajuns la spital în urma unui grav accident produs la Florești. La un an de la expulzarea celor 7 profesori turci de la Liceul Orizont, rudele lor încă se întreabă ce s-a întâmplat atunci și pentru ce au suferit atâta. Rupte în două, cele mai multe dintre familiile pedagogilor s-au refugiat în alte țări. Iar administrația liceului susține că între timp instituția a pierdut mai mulți pedagogi turci care au plecat de frică și de revoltă. Această femeie este soția unuia dintre profesorii reținuți anul trecut. Pentru Ilknur Ayrı, ziua de 6 septembrie este cu negru în calendar. Iar lecția de astăzi a început-o cu zâmbetul pe față, dar cu lacrimi în ochi. Önceden işleri eşim yaparken önemli olan ruhumuzu açtıkları. Acum un an se afla la Bălți împreună cu soțul ei, unde munceau la o filială a liceului Moldoturc. După ce bărbatul a fost luat cu forța, fiica lor de 9 ani a rămas în lacrimi. Micuța nu acceptă nici până astăzi că tatăl nu este lângă ea. Kızın babasına çok düşkündü. Yani parka da beraber gidiyorlardı, okula da beraber gidiyorlardı. Bu yıl o beni koruyor, ben de onu koruyorum. Femeia ne-a povestit că în fiecare joi iau la dispoziție 10 minute ca să vorbească la telefon cu soțul ei, care se află în penitenciar. Ilknur Ayrı a venit în Moldova în 2015 și nu s-a gândit niciodată să plece de aici. Chiar și după cele întâmplate anul trecut, spune că nu va părăsi țara. Moldova e un orice măsar. Ești buria gătic. Bir olaydan dolayı da gitmek açıkçası ağır geldi. Buraya olan gönül borcumu ödüyorum. Biz buraya olaylardan önce gelmiştik. Türkiye'deki. Dolayısıyla o zaman kucak açmıştım Moldova. Acum un an, acest birou îi aparținea lui Riza Dogan. Investit în funcția de director de doar 3 săptămâni, el s-a trezit de dimineață cu mascații la ușă. A fost extradat în Turcia în doar câteva ore, iar acolo a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare. Acum în acest birou stă un alt director, Hasan Barış, care este și profesor de limba engleză. A fost și el reținut de ofițerii SIS anul trecut, însă peste o oră a fost eliberat. Bărbatul spune că după ziua de 6 septembrie, instituția a trecut printr-o criză. После этой случая очень много учителей уехали отсюда. И сейчас найти учителей очень тяжело, потому что они хотят приехать сюда в Молдову. Было 23 учителей, нас осталось сейчас только 16 учителей. И еле-еле находим новых учителей. Elevii spun că pe lângă orele care sunt de fiecare dată interesante, ei învață de la profesori și despre valorile umane. Profesorii noștri încearcă să ne cultive modestia, deoarece profesorii noștri sunt foarte modești și aceasta este una dintre cele mai importante calități care trebuie să le posede omul. Am trecut prin asta împreună, ca într-o familie. Pentru că profesorii noștri, școala este ca a doua casă pentru noi. 5 dintre familiile celor 7 pedagogi expulzați au plecat în țări precum Canada, România sau Olanda. Am încercat să luăm legătura cu soția unuia dintre ei, care se află în Olanda. Aceasta însă nu a dorit să fie înregistrată la telefon. Ne-a spus că băiețelul lor de 5 ani a văzut cum mascații de la SIS sparg ușa apartamentului și îl încătușează pe tatăl său.
Din acel moment, pentru o perioadă de 6 luni, copilul nu a putut rosti niciun cuvânt. Femeia ne-a povestit că ultima dată a vorbit cu soțul ei în luna august, când bărbatul care se afla după gratii a reușit să spună doar că este dor de familie și că așteaptă să primească măcar o fotografie în penitenciar. Abia la un an de la expulzarea profesorilor, Procuratura Generală anunță astăzi că un fost director adjunct al SIS a fost reținut pentru 72 de ore. Colega noastră, Daniela Focșa, are mai multe detalii. Daniela, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele fostului șef adjunct de la SIS nu a fost făcut cunoscut de către procuratură. Se cunoaște însă faptul că acesta a fost reținut pentru depășirea atribuțiilor de serviciu. În același timp și șeful biroului de azil și migrații a fost pus sub învinuire în cazul expulzării celor 7 profesori turci. Acesta are interdicția de a părăsi țara. Potrivit unui comunicat emis astăzi de procuratură, măsurile de investigație vor continua și în cele ce urmează pentru a fi identificați toți cei implicați în acest caz. Aseară, prim-ministrul Maia Sandu, în emisiunea În Profunzime, a declarat că nu cunoaște mai multe detalii decât cele prezentate de procuratură. Doar acum au fost colectate probele pe bune, pentru că anterior a existat un raport făcut de unii colaboratori ai Serviciului de Informare și Securitate, care a fost prezentat Parlamentului, dar un raport făcut de oameni care au fost implicați în acest abuz, după care s-a făcut o altă cercetare și s-au venit cu alte probe și înțeleg, din ce am fost eu informată, că aceste probe sunt la Procuratura Chișinău. Cât despre faptul că nicăieri nu se regăsește numele lui Dodon, aceasta susține că așteaptă rezultatele finale ale anchetei. Astea sunt numele care mi-au fost mie date. Întrebarea este evident cine a dat ordin acestor două persoane, pentru că aceste două persoane evident sunt cei care au semnat niște documente, care au executat acest lucru. În momentul în care ele vor fi cercetate, vor spune, sau cel puțin ar fi logic să spună, de la cine a venit acest ordin. În luna iunie curent, CEDO a decis că Guvernul Republicii Moldova trebuie să achite fiecărei familii a celor 7 cetățeni turci expulzați câte 25.000 de euro pentru că le-au fost încălcate drepturile. Calvarul a pornit pe 6 septembrie 2018. De dimineață, ofițeri de la SIS s-au destins în școli și în casele profesorilor și i-au reținut. Pedagogii au fost încătușați, luați cu forța de lângă familii și duși în direcții necunoscute atunci pentru rude. Acum, 5 dintre ei sunt condamnați în Turcia la închisoare de până la 12 ani, iar ceilalți sunt în așteptarea sentințelor. La doar câteva ore după reținerea pedagogilor pe internet au apărut imagini video. Ulterior, unul dintre profesori a reușit să facă declarații. Nu s-a stănăvit. Îi poprăsili pe cazat document. Mă poneli și toată neobișnă situația. Ei mă ne hătele pristavit să îi predastavit naș document. Poste de tăvane atcărili dveri, a stănăvili măiu mașină, îi vătășili directora să mașină. În tot acest timp, rudele și colegii dascălilor se întrebau ce se întâmplă și unde au fost duși apropiații lor. Acum un an, dis de dimineață, aici la aeroport, ce au făcut apariția câțiva dintre avocații profesorilor turci. Aceștia având suspiciuni că cetățenii turci ar putea să fie expulzați prin aeroportul internațional Chișinău. Căutările lor însă nu au avut succes, iar câteva ore mai târziu au aflat că pedagogii deja au ajuns în Turcia. La scurt timp aici au venit câteva zeci de oameni, printre care elevi, profesori, părinți, dar și rudele cetățenilor turci expulzați. Oamenii au adus cu ei pancarte și au protestat la aeroport până noaptea târziu. În aceeași zi, Serviciul de Informații și Securitate a emis un comunicat în care anunță că cetățenii străini au fost declarați indezirabili, fiind suspectați de legături cu o grupare islamistă, ce desfășoară acțiuni ilegale pe teritoriul mai multor state. Familiile profesorilor au protestat mai multe săptămâni la rând. A doua zi au reacționat mai mulți eurodeputați, dar și experți de la noi, care au condamnat ceea ce s-a produs pe 6 septembrie. Respectiv, având informația că în Turcia
Turcia. Pot fi supuse torturii și nu pot beneficia de un proces echitabil. Autoritățile noastre, evident că trebuiau să analizeze mult mai mult și să ofere acestor persoane accesul la avocați, accesul la un proces echitabil. Iar cei din opoziție l-au acuzat pe Igor Dodon de cele întâmplate, spunând că expulzarea învățătorilor ar fi o răsplată Turciei pentru renovarea președinției, lucru negat de șeful statului. În timpul vizitei lui Recep Erdogan la Chișinău, atât el cât și Dodon au refuzat să vorbească despre soarta cetățenilor expulzați. Ați vorbit despre soarta profesorilor turci expulzați în Turcia? Mr. Erdogan, what about questions? About Turkish teachers? What about teachers that were deported? Why? No questions. What is their situation? Da, vă rugăm, următoare ceremonie, Ilana. 5 dintre cei 7 profesori au fost condamnați în Turcia de prima instanță. Este vorba despre Yasin Ozdil, care s-a ales cu 12 ani de pușcărie, Mujdat Celebi, condamnat la 9 ani de închisoare, Riza Dogan, care a primit 7 ani și 5 luni, iar Hüseyin Bayrakter ar putea sta 6 ani și 5 luni după gratii. Avocații vor contesta deciziile în instanța superioară. Pe 27 septembrie va fi pronunțată sentința în cazul altui profesor, Hasan Karagioglu, iar pe 8 octombrie magistrații vor lua o decizie în privința lui Feridan Tufekci. Deși anul trecut cei de la PAS și PPDA îl acuzau pe Igor Dodon că ar sta în spatele extrădării, acum câteva zile președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională a anunțat că șeful legislativului de atunci, Andrean Candu, știa de ce urmează să se întâmple. Acesta nu a venit cu o reacție. Cu doar câteva zile înainte ca profesorii turci să fie expulzați, Candu și-a mutat copiii de la Liceul Orizont la o altă instituție. Continuăm cu alte subiecte. O profesoară de la Liceul Gaudiamus din capitală a fost înregistrată audio în timp ce le cere elevilor să dea bani pentru asociația școlii. Înregistrarea a fost publicată de foștii elevi. Cum a reacționat profesoara, dar și directoarea instituției, aflați în jurnal. Andrei Năstase este candidatul blocului acum pentru funcția de primar al capitalei. Anunțul însă nu a fost făcut de el, ci de Maia Sandu la emisiunea În profunzime de aseară. Năstase spune că va lăsa fotoliul de ministru de interne și este gata să se dueleze cu Ion Ceban, ca și la scrutinul de anul trecut. Deocamdată nu este clar cine ar putea să-i preia funcția. Candidat are acum la primărie? E clar pentru toată lumea, sper. Domnul Andrei Năstase este candidatul blocului acum. Și decizia s-a luat deja? Decizia am luat-o mai demult. Anunțul a fost făcut aseară de Maia Sandu, deși tot ieri Andrei Năstase spunea că va face public acest lucru când se vor împlini 100 de zile de la investirea guvernului. Astăzi a confirmat și el informația. Mă bucur susținerea pe care o am din partea Maia Sandu. Astfel, Năstase este gata să-și părăsească fotoliul de ministru de interne și să-l ocupe pe cel de la primărie. E mai importantă funcția de primar decât cea de ministru de interne? Pentru mine important este ca și în întreaga țară și la Chișinău să se trăiască bine. Nu este clar cine ar putea ocupa locul lui Năstase, însă acesta spune că nu va ceda funcția socialiștilor. Deci, despre problemele din acest domeniu care ați început să le rezolvați, le duceți la capăt? V-am spus, ceea ce mi-am propus pentru următoarele, pentru primele 100 de zile, voi duce neapărat la capăt. Liderul PPDA spune că va depune actele pentru a se înscrie în cursă după expirarea celor 100 de zile de la venirea sa în funcție. În cursa electorală se va duela cu Ion Ceban, așa cum a făcut-o și anul trecut, chiar dacă partidul său face alianță cu PSRM. Locul acum va face tot ce stă în puteri să câștige din primul tur. Avem nevoie de o majoritate în Consiliul Municipal. Considerați că încrederea cetățenilor a rămas aceeași ca și anul trecut față de dumneavoastră? Eu sunt sigur că oamenii înțeleg foarte bine ce ne se întâmplă. La alegerile locale din 2018, Andrei Năstase a ieșit învingător, obținând cu 12.000 de voturi mai mult decât Ion Ceban, însă el nu a ocupat fotoliul de primar, așa cum mandatul său nu a fost validat din cauza unui live pe Facebook făcut în ziua scrutinului.
Activistul civic Victor Chironda anunță că va candida la funcția de primar al capitalei. Acesta spune că va participa la alegeri, fiind susținut de o platformă nouă creată din tehnocrați, fără să ofere detalii. Cetățenii de data asta vor avea posibilitatea să aleagă o a treia forță, altceva, ceva nou. Pentru că este suficient cât au avut de ales între stânga și dreapta și iată ultimele 5 cicluri electorale au demonstrat că asta nu ajută la nimic, nu schimbă nimic. Victor Chironda are 30 de ani și recent a primit mandatul de consilier municipal din partea Platformei Populare Europene. Acesta spune că săptămâna viitoare va depune actele pentru înscrierea în cursă. Până acum au depus dosarele Ion Ceban de la PSRM și Andrei Donică de la Mișcarea Profesioniștilor Speranța Nadejda, dar și patru independenți, Ruslan Codreanu, Vladimir Arseni, Alexandru Vizir și Veceslav Plămădeală. Igor Dodon și-a încheiat vizita la Bruxelles. La întoarcere, președintele s-a filmat la bordul avionului, unde a transmis un mesaj călătorilor. Merg cu delegația dintr-o vizită oficială la Bruxelles și sunt bucuros că împreună mergem spre Chișinău. Drum bun tuturor și cu Doamne ajută! În capitala Belgiei, Dodon s-a întâlnit cu mai mulți oficiali străini, printre care reprezentantul UE pentru afaceri externe, Federica Mogherini, dar și cu Johannes Hahn, comisarul european pentru politică de vecinătate. Dodon a vorbit despre problema aprovizionării țării noastre cu gaz, despre situația din regiunea transnistreană, dar și despre relațiile cu UE. Aceasta este a doua vizită a lui Igor Dodon la Bruxelles în calitate de președinte. Mâine, el ar urma să plece la Moscova. Igor Dodon pregătește terenul, dar Maia Sandu nu se grăbește. Premierul spune că nu știe când va pleca în Rusia, după ce președintele i-a transmis că este așteptată acolo. Aseară, la emisiunea În profunzime, prim-ministrul a declarat că sarcina guvernului este să se ocupe de probleme cu Occidentul, iar socialiștii au grijă de relațiile cu vecinii din Est. I-am spus și doamnei prim-ministru, sperăm și colegii, partenerii de la Moscova așteaptă să fie și vizita primului ministru, vizită oficială sau de lucru în timp apropiat la Moscova. Faptul că plecați în Rusia. Nu am stabilit încă o dată a vizitei în Rusia. Atunci când am convenit acest parteneriat politic, am stabilit că noi, blocul acum, avem relații bune în Occident și vom rezolva problemele cu Occidentul și vom aduce sprijin și asta facem. Și Partidul Socialiștilor, Igor Dodon, au o relație foarte bună la Moscova să rezolve problemele care țin de prețurile la gaze, de asigurarea cu gaze, de asigurarea cu piață de desfacere pentru anumite produse. Asta s-ar fi convenit atunci când a fost creată alianța, explică Sandu. Premierul spune că dacă va ajunge la Kremlin, are multe subiecte pe care vrea să le pună în discuție. Printre ele, prelungirea contractului cu Gazprom. Lidera PAS afirmă că nu vom rămâne fără gaz la iarnă pentru că are câteva soluții. Una dintre ele este să depozităm gaze naturale în Ucraina. În Ucraina. Discutăm inclusiv identificarea resurselor financiare pentru că va fi nevoie de resurse financiare substanțiale ca să facem acest lucru. Situația regiunii transnistrene rămâne un subiect fierbinte. Asta este primul subiect pe agendă, retragerea trupelor, înlocuirea misiunii așa zise de pacificare cu o misiune internațională autentic de pacificare și, evident, retragerea munițiilor. Sandu crede că unica soluție pentru teritoriul din stânga Nistrului este de a-i oferi autonomie. Federalizarea este exclusă din start, precizează ea. La începutul acestei luni, premierul urma să ajungă în SUA, dar vizita a fost amânată. Ea intenționa să discute acolo despre securitatea în regiune și să ceară bani pentru țara noastră, a precizat prim-ministrul aseară la emisiunea În profunzime. Președintele celui mai mare partid politic din Parlamentul European a bifat mai multe întâlniri cu oficiali de la noi în timpul vizitei de două zile efectuate la Chișinău. Astăzi, Joseph Daul s-a întâlnit cu președintele Igor Dodon, cu șeful legislativului, dar și cu mai mulți deputați. Oficialul a fost și la ProTV, unde a oferit un interviu în exclusivitate pentru Lorena Bogza. În jurul orei 14, Joseph Daul a venit la ProTV la invitația Lorenei Bogza. Cei doi au vorbit despre corupția din Moldova, iar Dodon a comentat dispariția democratului Vlad Plahotniuc și a liderului partidului Șor, Ilan Șor. S-a discutat și despre vizita lui Sergei Șoigu la Chișinău. Declarațiile oficialului străin le puteți urmări în acest weekend la jurnalele de știri de la ProTV. Până să ajungă la sediul nostru, președintele Partidului Popular European s-a văzut de dimineață cu Igor Dodon. Am citit mai multe comentarii de dumneavoastră,
situația din Republica Moldova și anterior și recente, unele discuții critice, inclusiv la adresa mea și a președinției. De ce eu am vrut să fac cunoștință personală și să facem un schimb de opinie referitor la viziunea mea față de ce se întâmplă în Republica Moldova. Și cu Zinaida Grecioanei, serviciul de presă al președintelui Parlamentului scrie că Dol ar fi afirmat că autoritățile au acum oportunitatea istorică să pună țara pe calea unei democrații funcționale. A urmat o întrevedere cu deputații din blocul acum. Astăzi, vizita lui Dol în Moldova se încheie. Joseph Dol este președinte al Partidului Popular European din 2013. Formațiunea este cea mai mare din Parlamentul Uniunii Europene și numără 179 de deputați din cei 751 în total. Un bărbat a murit, iar 6 persoane, dintre care 2 copii, au fost rănite în urma unui accident tragic la Florești. Totul s-a întâmplat aseară. Potrivit poliției, un Ford condus de un bărbat care avea cu el și 2 pasageri a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un Volkswagen, la volanul căruia se afla un tânăr de 27 de ani. În urma impactului, șoferul Fordului a decedat pe loc, iar celălalt conducător auto, dar și pasagerii din ambele vehicule au fost transportați la spital. O înregistrare audio în care o profesoară de la liceul Gaudiamus din capitală cere bani de la elevi a fost publicată astăzi de foștii discipoli. Dascălul se apără și spune că cei 250 de lei ajungeau la asociația școlii și că ea colecta bani pentru că părinții lipseau de la ședințe. Administrația instituției afirmă că înregistrarea a fost publicată pentru a ponegri imaginea școlii. Eu la moment n-am posibilitatea să achit. Bun, când ai avut posibilitatea să achit, cum ai achitat liceul? Eu de mult timp n-am posibilitatea să chem. Valeria, care ne-ai explicat? Înregistrarea discuției dintre elevi și pedagogul liceului Gaudeamus a fost făcută anul trecut. Din discuție se înțelege că profesoara cere câte 250 de lei pe lună pentru asociația Gaudeamus. Sigur, pe masă aveți și mașini, carne, preferat și așa. Asta vă permiteți. S-a chitat la timp 250 de lei pe lună, e imposibil. Dacă vă trebuiește bani pentru toate distracții și asta găsăți. Se întâmplă deși plățile se fac benevol, iar profesorii nu ar trebui să fie implicați în strângerea banilor. Dar de ce vă implicați în strângerea de fonduri? Pentru că este vorba de asociații și părinți, nu știu cum de profesori. Eu fac adunare cu 6 părinți. Cu cine să discut? Administrația liceului spune că asociația Gaudeamus, care se află în incinta școlii, este înregistrată oficial, însă nu își explică implicarea profesorului. Da, în principiu nu-i treaba pedagogului, că dacă nu este alt contact și părintele nu vine, nu este nicio altă variantă. Cum poți comunica cu oamenii? Nu am găsit pe cineva din asociație la sediul acesteia, însă pe ușă era indicat că în birou folosirea telefoanelor mobile și utilizarea dispozitivelor de înregistrare este strict interzisă, iar înăuntru poate intra doar câte o persoană. Înregistrarea discuției a fost publicată de membrii unei mișcări de tineret, din care fac parte și foști elevi ai liceului. În cazul în care profesorii nu îndeplinesc norma, ați văzut aroganța cu care discută profesorii cu elevii? Copiii sunt torturați, copiii sunt discriminați. Drastic au scăzut notele, de la 8-9 până 5, pentru că sunt înțeleagă. Asta este o absurditate pentru copiii ăștia. Au fost promovați, au fost întotdeauna înțeleși copiii dați și eu nu am penalizat pe nimeni din cauza anumitor lucruri. Eu putem spune asta din emoții. Responsabilii de la liceu spun că acțiunile sunt făcute pentru a ponegri imaginea instituției. Sunt niște interese ascunse pentru că acesta este nu primul, dar cred că al treilea atac. Noi am încercat să discutăm cu persoana în cauză. Iar din banii asociației sunt create condiții pentru studii, întrucât finanțarea din bugetul statului este insuficientă. S-au reparat aceste trepte pe care merg. Dulapurile individuale din anul trecut, da, dar sunt tot din același fond. Noi vrem să facem educație. De asta cere numai decât niște investiții. Vă spus că noi n-am intrat în devizi de cheltuieli de anul ăsta. Dar un an de zile noi cu 1000 de copii n-avem unde activa. Cum stăm cu sala până ce o fi închisă? Serviciul de presă al Ministerului Educației, dar și șefa Direcției Educației, Rodica Guțu, nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. La începutul acestui an, cei de la minister au interzis colectarea de plăți informale în instituțiile de învățământ. Maia Santu spune că procuratura nu a sancționat la timp uzinele care aruncă deșeurile în râul Bâc, iar astfel problemele legate de stația de epurare au fost lăsate de izbeliște. Responsabilii de la procuratură spun că nu PCCOX are inițiate dosare penale în acest caz. Reprezentanții instituției nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii.
Prim-ministrul spune că despre problemele la stația de epurare cunoaște de mult. Deși se știa că mai multe firme din Chișinău nu prelucrează deșeurile, ci le aruncă în râu, totuși procuratura nu le-a sancționat la timp pentru această faptă. Au fost deschise niște dosare care nu au fost duse până la capăt, pentru că în țara asta nu este pedepsit și n-a fost pedepsit nimeni. Sandu spune că problemele generate de stația de epurare nu au fost tratate cu seriozitate până acum. Cum se rezolvă? Evident că e nevoie ca primăria să lucreze la acest subiect mai serios, deci în sensul acestei stații de epurare. Doi, toate instituțiile care sunt responsabile de inspecție să facă această inspecție și am cerut Ministerului Mediului să se ocupe de acest lucru. Procurorul municipal ne-a spus că astfel de dosare ar exista la PCCOX, iar cei din urmă nu ne-au răspuns la telefon pentru o reacție. De o săptămână, merosul neplăcut care provine de la stația de epurare a devenit un adevărat subiect de dezbatere pe rețelele de social, dar și între politicieni. Despre proveniența exactă a acestuia, întreprinderea responsabilă încă nu a vorbit. Cele mai tari rețete culinare preserate cu multe zâmbete le ai la ProTV. Foaie verde, mărăraș, azi gătim un iepuraș, măi. Hei, taracan! Perfect! Îți aduc întorc din gândaci! Începând de mâine, revine emisiunea Gusturile se discută. Rămâneți cu noi ca să revedeți cele mai tari momente de până acum. Succesul serialului despre catastrofa de la Cernobâl a atras atenția publicului din lumea întreagă asupra tragediei din aprilie 1986 din fosta Uniune Sovietică. La peste 3 decenii de la explozie, un lituanian a decis să arate publicului obiecte pe care chiar el le-a adunat din localitățile afectate. Bărbatul susține că are chiar o bucată de grafit desprinsă din reactorul nuclear și care teoretic ar trebui să fie încă radioactivă. Lituanianul a făcut mai multe călătorii în localitățile din apropierea centralei nucleare, părăsite în grabă după explozia din 26 aprilie 1986 și a adunat diverse obiecte. El a strâns truse de prim ajutor, aparate de măsurat radiațiile, ziare, documente oficiale sau scrisori lăsate în cutiile poștale. Įdėtas į pašto dėžutę, kurio jau niekas neišėmė. Ir laiškas, vat laiškas yra adresas Kijevo apskritis, Pripetės miestas, Kurčiatovo gatvė 3, butas 5. Vizitatorii pot chiar proba un costum de protecție folosit de către echipele de intervenție la locul dezastrului. Însă cel mai controversat obiect al expoziției este acest bloc de grafit care ar fi sărit din reactorul nuclear în momentul exploziei. Buvo tokia istorija, net ir nuskambėjo visoje pasaulyje žiniasklaidoje, kad eBay'e buvo galima nusipirkti Černobylio reaktoriaus arba MK1000 grafito bloką. Pardavėjas buvo Lietuvoje. Paskui netgi buvo lietuviškos žiniasklaidos straipsnis apie tai, bet taip niekas taip neišsiaiškino, pas ką tas blokas, kur yra ir jisai egzistuojamas. În tragedia nucleară de la Cernobâl au murit inițial aproape 100 de persoane, însă numărul victimelor a crescut în anii următori la peste 4.000 din cauza bolilor provocate de expunere la radiații. Acolo unde se râde, se spun povești și se generează noi idei, acolo se și gătește. Silvia Petrov și bucătarul șef Petru Chicu îți spun pe tavă cea mai tare emisiune culinară. Gusturile se discută, revine de mâine la ProTV la ora 17:45. Foaie verde, mărăraș, azi gătim un iepuraș, măi. Hei, taracan! Perfect! Îți aduc întorc din gândaci. Taracatiță este un mamifer și am zis că e mamifer. Da, un mamifer care înseamnă cuncar. Cuncar. Sper să fii bună mâncare de azi. Ah, da, sper să nu te otrăvești. Garantez că va ieși ceva foarte bun. Vai de mine, de ce am ales această rețetă? Bravo! Это рекорд, ребята! Это рекорд! Знака негатив! Илья! Прическа пешла, фос морт. О, но, стай-ка, блин, же я! Chiar și așa, Silvia ascultă. Îmi amintesc de anii copilării când copiii se jucau fotbal, iar eu cântam la acordeon și îmi venea să-i dau foc acel instrument uneori. Le-am bătut cu... Câtigaia! Cu
cutigaia, știi cum în bancuri. O femeie bună este ca o mâncare bună. Ola, tu pentru mine ești precum un cartof fain. Și am înțeles că asta e cel mai frumos compliment ever. Dar suntem neamuri, practic. Stai de gură, nu spui. Nu-mi plac fetele cu carne. Să fie piept, să fie șold. Silvia provoacă. 1, 2, 3. Ok, draga mea, ai câștigat. Genișor de pavă pură, să duci drept în gură. Mama are nevoie să bați tu aici un pic, așa, perfect. Care este reacția ei atunci când tu te pupi cu o altă actriță? Eu pot să mă atrop. Dumnezeu cu tine. Așa. Da, este foarte drăguță. Sunt geloasă. Ești geloasă? Da. Poți să mă imiți cum râd eu? Trebuie să mergi la psihiatru. Și pe lângă toate, Silvia mai și încurcă. Să vedem ce gafe va face. Da. Asta e pe fac curic? Poate invers se rotește. Da, sigur că da. Este pentru că cu ceva tu trebuie să... Pe lângă ceea că ești și mai gătești, dat că și se descurcă și la capitolul cocktailelor. Trebuie pur și simplu să le facem spuma. Doamne, ferește ce fac ele acolo. Deloc nu arată bine ce văd eu. Fă cum îți place ție, ia să te văd eu. Mă opresc că torn așa? Nu, acum. Ha. După ce vor fi cât în era bol. Cât era de pe ce să poți să descoperi de aici? Poftim? Pam, pădum. Dacă ceva, cine e de vină? Chirtoacă e de vină. Iar într-un final, râde. Floarea mea, cireșica mea, căpșunica mea, smorodina mea. Eu vreau să-ți dau cu... Tigaie în cap. Tigaie în cap și eu zic, a, bine, dă cu tigaie în cap. Tu stai de colteul meu? Avem o pauză, ceva, sau trebuie să muncim. Da, 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 să și 3, 2, 1, jos. Diamici că e drăznuie. Dar unde e mult haz, e și muzică bună. Poftiți la masa mare, măi! Lume, lume. Cine mai plâns când te-a auzit? Vezi când mă eu plâng. Stai liniștit că asta e de la ceapă. Se învârtesc moriștile, rândunica pe sus zboară, iar eu trag zmeul de sfoară. I want to fly, you want to flow, I want to lie, you want to go somehow and fall asleep on the same boat. Mimi, am tu buditiri, bachi nechila, balere, chemu cheale, bachi nechilare. E dulce chexo, și mai gustoasă. Și tu, Silvico, hai du-te acasă. Nu ești, ai oi de mură, de porumbrică, ai gura dulce, de căpșunică. Everybody likes somebody. Ooh, 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 yeah. Yuhu! Ce frumos! Toate astea se întâmplă până apare în vizor Chicu. Eu tot văd ce se întâmplă în bucătărie. Catastrofă. Pune ceapa. Nu! Unata, doi. Încep să plâng deja. Da, eu tot plâng. Tot plâng cum a curățat ceapa. Tu ești de vină, că dai întrebări care pur și simplu te debusolează. Cătălina face cea mai gravă greșeală. S-o faci curios, mămăliguța tot cu mâna se va mistica. Petru, te invităm alături de noi să rozi din cratiță mămăligă pregătită de Eugen Doga. Dar sunt și zile însorite pe strada gusturilor. Surprize! Surprize! Pare mi drag să fac cu oameni străini. Vezi că ți-a rămas și rojă, nu? Toate aceste detalii îți vor face minutele petrecute în fața televizorului să pară secunde. Asta pentru că Silvia Petrov îți aduce la un loc personalități din diferite domenii, oameni cu preferințe și obiceiuri inedite, cu gusturi nemaipomenite, povești și idei demne de scris în cărți. Gusturile se discută azi, mâine, în fiecare zi dacă vrei. La Pro TV, gusturile se discută în fiecare sâmbătă de la 17:45. Domnul președinte, ați auzit? Nu? Mă rog, fiți politicos. La noi se spune, proti gustul, jaden disputa. Gusturile se discută până la urmă. Deci, gusturile se discută. Se discută, așa? La gusturile se discută. Mascota emisiunii, gusturile se discută. Uitați-vă.
O tânără care trage cu arcul folosind picioarele un porc care îndeplinește comenzi asemenea unui câine dresat sau o fată cu un păr lung de aproape 2 metri sunt doar câteva dintre recordurile care vor ajunge în Guinness Book ediția 2020. Wait. Leave it. Okay, go ahead. Good girl. Cealte performanțe bizare au fost înregistrate de oameni sau de animale, vă arătăm imediat. Legile Procuraturii și Justiției sunt în măsură să zdruncine colaborarea dintre blocul acum și PSRM. Maia Sandu spune că este gata să rupă relațiile cu socialiștii dacă aceștia nu vor susține executivul în modificările pe care și le propune în instituțiile de drept. Declarația a fost făcută aseară la emisiunea În Profunzime. PSRM nu a reacționat deocamdată. Procurorul general european mai este o opțiune? Socialiștii sunt împotriva, noi suntem pentru. Atunci când vorbești despre cineva de talia doamnei Codruța Chioveși, evident că e și parte de profesionalism, e și partea că cunoaște sistemul în partea noastră a lumii, dar e și imaginea pe care o are și toate aceste trei lucruri luate împreună pot să aducă o valoare adăugată. În situația în care vine cineva, știu eu, mai puțin cunoscut, care știe mai puțin sectorul, nu știu dacă va fi la fel de mare efect. În schimb, blocul acum rămâne pe poziție atunci când vine vorba de noua lege a Procuraturii și a Justiției. Ați declarat la un moment dat că veți renunța la parteneriatul cu socialiștii în cazul în care se va trece niște linii roșii. Reforma justiției, dacă nu vom fi sprijiniți și pe adoptarea legii și mai ales pe punerea în aplicare a legii. Modificările care urmează să fie făcute în acest sector vor fi consultate cu instituțiile europene, menționează Sandu. Până atunci, preocupările opoziției și ale societății civile în legătură cu instituțiile de drept politizate din țară rămân niște speculații, precizează premierul. Vorbim despre CNA, unde suspiciunea este că această instituție nu va fi independentă pentru că acolo a ajuns șef, da, fostul consilier, dar trebuie să vedem dacă lucrurile sunt așa sau nu, deci este o suspiciune și a doua suspiciune este că Curtea Constituțională nu va fi imparțială. Iarăși, urmează să vedem deciziile. Un nou acord urmează să fie semnat între blocul acum și PSRM, acesta însă întârzie. Primul a fost semnat în iunie, atunci când s-a instalat cabinetul Sandu și s-a creat majoritatea parlamentară. Autorii spun că toate clauzele din primul document au fost deja îndeplinite. Fostul președinte al statului Zimbabwe, Robert Mugabe, care a condus țara aproape 40 de ani, s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani. Acesta era internat într-un spital din Singapore, unde primea îngrijiri medicale. Mugabe a fost cel mai longeviv lider african. El a condus statul Zimbabwe de la proclamarea independenței în 1980 până în 2017, când a demisionat. Atunci armata a preluat puterea, iar propriul partid i-a retras încrederea. Mandatul fostului lider a fost marcat de vărsare de sânge, persecuția adversarilor politici și fraude electorale. Robert Mugabe a avut legături cu Nicolae Ceaușescu. Delfinii dispar din Marea Neagră din cauza oamenilor. Dacă în 1950 erau aproximativ 2 milioane de exemplare, acum în 2019, specialiștii estimează că mai sunt doar 400 de mii. Poluarea pescarii, dar și turiștii contribuie la distrugerea speciei, avertizează experții. Doar la finalul lunii august au ieșuat 5 delfini, cei mai mulți mor din cauza poluării și a plaselor de pescuit. În Marea Neagră, dacă trendul economic evoluează exploziv, este posibil să nu mai găsim prea multă vreme delfini decât în larg, este vorba de delfinul comun, și în zonele costiere să nu mai prea vedem delfini. O organizație non-guvernamentală din Constanța, România, a început să numere delfinii rămași cu ajutorul unor nave. Voluntarii atrag atenția și asupra activităților turistice care pot afecta viața delfinilor. Și la noi au apărut destul de multe embarcațiuni, cum puteți vedea și în spatele meu, care fac acest lucru. Ideea asta de dolphin watching, unul la mână, dacă se apropie cu viteză, vă dați seama, îl pot lovi. Dacă se apropie pentru a face poze și atunci agasează grupul, e posibil să despartă mamele de pui. Și în cazul acesta, un pui nu va mai putea să revină la grup și va muri în cele din urmă de foame. Și hrănirea delfinilor poate dăuna pentru că animalele își pot schimba comportamentul și vor aștepta să primească mâncare din bărci. În ultimii ani, mai multe țări cu ieșire la Marea Neagră și Mediterana au făcut un
pact pentru protejarea biodiversității și a delfinilor. Recent, Parlamentul din România a modificat legea privind pescuitul la speciile de pește calcan în Marea Neagră și a aprobat folosirea unor plase speciale pentru ca delfinii care nimeresc în ele să le poată rupe. Ce ar trebui să facem să nu rămânem fără delfini în Marea Neagră în viitorul apropiat sau mediu? Prima reacție firească ar fi să asigurăm un climat de cooperare între delfin și om. De ce? Pentru simplu motiv că delfinul și omul sunt concurenți la hrană. Numai în România, în acest an, în jur de 40 de delfini au murit. Cel mai mare târg de tehnologie s-a deschis la Berlin, acolo unde peste 1800 de companii din întreaga lume și-au expus inovațiile. Ceasuri inteligente, electrocasnice care se conectează la internet și telefoane spectaculoase sunt doar câteva dintre elementele care au atras vizitatorii. Tehnologia este la modă și moda este tehnologia. Iar acești ochelari de soare pe care port în interior după apus nu sunt doar niște ochelari de soare, evident, au și audio. Acest ceas este creat de o companie franceză și, spre deosebire de Apple Watch, are o baterie care ține cel puțin un an și are certificări medicale. Foarte mulți dintre noi ajung într-un fel sau altul la cardiolog, dar ca să știi înainte să ajungi acolo de o problemă preexistentă, ar trebui să-ți faci din când în când un EKG. Și sunt puține device-uri în piață care pot face lucrul acesta atât de ușor. Pe ecranul telefonului puteți vedea pulsul meu în acest moment, dar și o electrocardiogramă care la sfârșit va putea fi salvată și trimisă doctorului. În cadrul evenimentului IFA Berlin se vor lansa mai multe modele de ultimă generație. Sud-coreenii de la compania Samsung au venit cu un model nou de telefon Fold. When you're opening it out and you're consuming that content, it's just incredible. The visual cues coming from social media. Cei de la Nokia au venit cu un telefon care pare construit pentru situații excepționale. Whether you're on the trail or on the construction site, the Nokia 800 Tough can take whatever life throws at you. Iar japonezii de la Sony au prezentat cel mai nou model din seria Xperia, un telefon cu performanțe audio și video de excepție. As you know, Xperia was the first smartphone to offer our incredible IOT focus feature, delivering the power to capture your expressions without effort. Chinezii de la Lenovo au venit la Berlin cu noul model Motorola, un telefon care nu ține neapărat să concureze cu cele mai performante aparate de la rivali, ci să fie accesibil pe piață. Târgul de la Berlin este deschis până pe 11 septembrie. Anul 2019 încă nu s-a încheiat, dar deja sunt stabilite evenimentele care intră în cartea recordurilor din ediția 2020. De la performanțe realizate de oameni la recorduri din lumea animalelor, toate și-au găsit loc în Guinness Book. Tirul cu arcul poate părea un lucru simplu, nu și dacă tragi cu arcul folosind picioarele și mai ales dacă stai cu capul în jos. Nimic mai simplu pentru o tânără din SUA care a reușit să nimerească ținta în această poziție incomodă de la 12 metri distanță. Pentru performanța ei, femeia a primit un certificat din partea cărții recordurilor. O altă noutate este un căluț polonez, care este cel mai mic cal din lume, cu doar 56,7 cm. Bumble is the, he's small horse with huge personality and with the huge heart. Un alt animal care a înregistrat un record este Joy, un porcușor din statul american Iowa care răspunde la comenzi, asemenea unui câine dresat. Recordul lui constă în îndeplinirea 6 comenzi într-un singur minut. Good sit. Shake. Good shake. Wait. Leave it. Okay, go ahead. Good girl. O performanță remarcabilă vine din partea unui tânăr din Statele Unite, care bate toba de 2400 de ori într-un minut. El și-a pierdut un braț, dar folosește o proteză specială. Din Las Vegas vine un alt record, cel mai mare cerc care poate fi învârtit cu corpul. It was quite painful because the hula hoop is pretty heavy, so every time that revolution and spin comes around and it touches every part of your body, it felt like a punch up against your ribs, which is kind of why I try to wear this protective vest. De asemenea, în Italia, la Roma, o adolescentă de 16 ani are cel mai lung păr din lume.
de 1,70 m. When I was 6 years old, I kept my bad haircut and it's really bad for me. I crying so many things. And then I decided that I don't cut my hair, and then I growing my hair since my 6 years old. Pe listă se mai află și cea mai mare paletă de tenis de masă, cu 3,53 de metri lungime și mai mult de 2 metri lățime. Cartea recordurilor Guinness a fost înființată în 1955 și adună în fiecare an cele mai interesante, dar și cele mai neobișnuite recorduri din toată lumea. Reușită de aur pentru Moldova la campionatul balcanic din Bulgaria, atleta Dimitriana Surdu a privit cu mândrie cum tricolorul se înalță pe podiumul învingătorilor după ce s-a impus fără nicio emoție în proba de aruncare a greutății. Rezultatul de 17,53 de metri a adus atletei aurul la cea de-a 72-a ediție a campionatului balcanic. Cu medalie s-a ales și tânărul sulițaș Denis Picuș, care a cucerit bronzul cu rezultatul de 72,16 metri. Campionatul balcanic este unul dintre ultimele concursuri înainte de marele start al mondialului de la Doha. Ore numărate până la marele duel al titanilor din luptele marțiale mixte într-o nouă ediție a campionatului UFC. Luptătorul rus Khabib Nurmagomedov îl va avea ca adversar pe un sportiv din America. Duelul se anunță a fi tensionat. Khabib Nurmagomedov a fost așteptat de fani de mai bine de jumătate de an pentru a reveni din nou pe arena de luptă. Dorința fanilor s-a împlinit, însă de această dată adversarul său este unul de temut. E vorba despre Dustin Poirier, campion mondial al luptelor marțiale mixte la categoria ușoară. Americanul și-a trecut recent în palmares centura de campion după ce s-a impus în fața lui Max Holloway. Americanul dorește să distrugă seria de victorii ale sportivului rus, care deocamdată în cele 27 de lupte disputate nu a fost învins niciodată. Ultima victorie a lui Khabib a fost cea contra lui Conor McGregor. Atât luptătorul rus cât și cel american dețin titlul de campion mondial la categoria ușoară, însă publicul dorește să vadă un singur rege. Bătălia dintre cei doi va avea loc mâine la cea de-a 242-a ediție a campionatului de UFC. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează show-ul Vocea României. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă și un weekend minunat!